Salut, sunt Vlad Bills, vă uitați la High Life. Salutare tuturor și bine ați venit la High Life, sunt Vlad Bills. Astăzi o să vorbim despre LSD, Liga Spirituală a Lui Dumnezeu. Ăsta e un episod foarte special pentru mine și foarte greu de făcut, pentru că e foarte greu de explicat ce înseamnă să iei LSD unui om care n-a luat niciodată este foarte greu să-mi găsesc cuvintele pentru episodul ăsta, și mai mult decât atât este un subiect sensibil pentru mine, pentru că LSD-ul a fost drogul care am simțit că mi-a schimbat viața, într-adevăr, dar pe de altă parte a fost și drogul care m-a speriat de moarte a fost singurul lucru care după prima experiență nu l-am mai luat niciodată singur în casă. Mereu am avut nevoie de prieteni, de un set de setting ca să pot să iau așa ceva. În rest n-am avut treaba asta cu absolut nimic, am luat iarbă singur în casă, pastile, praful și așa mai departe, dar LSD-ul nu este ceea ce se vehiculează pe internet, că este, vezi, doamne, minunata lume Disney. Poate să fie minunata, era să zic minimala lume Disney pentru că mă gândeam la petreceri. Poate să fie minunata lume Disney, la fel de bine cum poate să fie casa groazei, în funcție de ceea ce se petrece în capul tău și ceea ce se petrece în jurul tău. Îmi aduc aminte de niște versuri de la Cedric care spuneau. Că nu poți să mă prins tu la strâmtoare ca Bosforul, că pot fi și lumină și teroare ca fosforul. Exact așa aș descrie liga spirituală a lui Dumnezeu: este și lumină, dar și teroare ca fosforul. Vă spuneam despre set and setting, adică locația și locul și oamenii din jur contează foarte mult să te simți bine când e așa ceva, să te simți bine dinainte, pentru că în funcție de ce se întâmplă în interiorul tău, îți va potența starea. Adică tu dacă te simți bine și ești relaxat, te va face să te simți și mai bine și mai relaxat, dar dacă este ceva în mediul înconjurător care te sperie, mintea ta o să o ia razna și te vei duce pe un tunel al fricii. Set and setting poate să fie diferit de la un om la altul. Cineva poate să se simtă bine să ia acid cu prietenii lui la cămin într-o cameră din aceea minusculă de la căminul facultății, iar altcineva poate să se simtă mai puțin bine când îl ia în natură, într-o pădure și o să se teamă că se pierde, că îl mănâncă lupii, că îl urșii și așa mai departe. Nu mai vorbesc de oamenii care își dau așa ceva în centrul Bucureștiului și după aia nu mai înțeleg nimic, sunt prea multe fețe de oameni la metrou, fețele oamenilor se schimbă constant. Ca o mică paranteză, halucinațiile acelea de la LSD nu este ceea ce te sperie cu adevărat, ceea ce te sperie sunt gândurile din capul tău, gândurile că o să nebunești, gândurile că Um, o să rămâi așa pe viață faptul că te copleșește realitatea faptul că îți vin, îți vin tot felul de gânduri anxioase, asta este ceea ce te sperie cu adevărat pe LSD, nu vizualele, vizualele a aveți niște cărămizi care se mișcă sus jos, sus jos și aia e sincer, cele mai tari și mai vii vizuale pe care le vezi vreodată sunt când închizi ochii atunci încep să vezi fractale, mandale, triunghiuri, cercuri și așa mai departe. Nu când ți ochii deschiși și ce să spun, observi că toată gresia din baie e pătrată. Și baia este tot un loc la fel de pătrat ca și gresia. Haideți să vă povestesc câteva experiențe personale cu Liga Spirituală a lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, când am luat prima oară LSD, nici măcar n-am crezut că există așa ceva. Eu am crezut că e țeapă. Primele timbre au fost albe, emoji, smiley face-uri, albe cu emoji galbene, răzătoare pe ele și eu n-am crezut că există așa ceva în România. Mă credeam că București ăsta e un fel de țară bananieră în 2019, capitala României. Și am trăit tot timpul cu gândul că e fals, am luat jumătate singur în casă, a fost prima și singura oară când am luat așa ceva singura casă, am așteptat undeva la 10 minute să zicem, în capul meu a durat o oră și am zis, aha, e fals, știam eu că nu există așa ceva pe bune, așa că am luat și cealaltă jumătate gândindu-mă că doar jumătate din el e falsă. M-am gândit, bă, sigur n-are ce să fie o fiteată asta, un pătrat din calendarul cu pisici și mi l-a vândut mie pe 50 de lei în București, adică 100 de lei în Constanța. Și am început după aceea să simt niște valuri de căldură în mine care îmi veneau până în ceafă, mă gândeam, m e vară, poate e cald afară. Mi se părea așa culorile mai interesante, prosopul de la baie părea așa că respira ca un burete de la marin, îi vedeam porii uh, puțin mai ultra-full HD, dar tot nu venea să cred că exista așa ceva, până în momentul în care m-am uitat în oglindă și am început să vorbesc cu mine însumi, și să am așa un dialog interior cu sinele meu în care eu îmi vorbesc mie, hei Vlad, ce faci, cum ai ajuns aici, așa mai departe și tot eu îmi răspund la asta după aia. Abia atunci mi-am dat seama că m-am spart pe acid și mă gândeam ce o să se mai întâmple, simțeam așa că îmi frige ceafa, simțeam că devine din ce în ce mai puternic gândurile din capul meu, mă gândeam că o să nebunesc, mă gândeam că o să mi capul, începea să mă copleșească din ce în ce mai mult și am stat după aceea să mă gândesc dacă eu în sine ca om am o teamă de singurătate sau nu. Pentru că ce am făcut atunci când am luat prima oară acid singur în casă, uh, mi-am sunat prietenii să vină să stea cu mine că m-am panicat, ceea ce a fost destul de greu. Unul la mână scoteam telefonul să sun pe cineva și toate aplicațiile se mișcau așa puțin pe meniul telefonului. Doi la mână, cum le comunic la oameni că sunt spart pe acid la telefon fără să zică, men, ce cu limbajul ăsta aici, dacă ne ascultă garda... Și am la modul, oh, am băut prea mult suc de ăsta cu acid, vă rog să veniți să stați cu mine. Și după experiența aceasta în care mi-am sunat prietenii să-mi țină companie, m-am gândit la ce înseamnă teama de singurătate, la ce înseamnă teama de abandon. Eu fiind omul care când sunt singur dau drumul la muzică să nu mă mai simt singur, mă uit la podcasturi, mă joc jocul sau stau pe social media ca să nu mă mai simt singur. Am avut puține momente de meditație sau de respiro în care stau singur cu mine însumi fără să fac alte lucruri. După această experiență m-am mutat la Cămin, la Arca Vitan. Eu stăteam în chirie înainte în Berceni și m-am mutat la Cămin, la Arca Vitan pentru că mi-am dorit să am în jurul meu mai mulți oameni, mai mulți prieteni, să fiu mereu cu cineva acasă, decât să conviețuiesc singur, să am niște colegi în camera de cămin, când e să fie alți colegi, alți prieteni, cumva mi-a trezit în mine mai mult nevoia de umanitate și de prietenie și de socializare. Ceea ce a fost frumos, experiența de la cămin a fost o experiență frumoasă, am făcut și o prietenă la cămin și un grup, un anturaj de oameni și Chiar a fost o experiență minunată. Probabil o să fac o dată un vlog și despre viața de student și de cămin. A doua experiență din multele pe care vreau să vi le povestesc este când am împlinit 24 de ani, am luat LSD, l-am luat... Înainte să se facă miezul nopții, când am împlinit 24 de ani, eram deja spart pe asta și am avut o meditație interioară, am închis ochii, m-am întins în pat, eram acasă la un prieten, m-am întins în pat într-o cameră și am început să mă gândesc la viața mea, avusesem așa un moment de matematică în care mi-am dat seama că la 24 de ani sunt la fel de aproape de vârsta de 18 ani cum sunt la fel de aproape de vârsta de 30 de ani, 6 ani între fiecare, și am zis: O oh, nu, îmbătrânesc ce am făcut până la vârsta asta de 24 de ani și am stat așa să mă gândesc la cum s-a desfășurat viața mea de când am făcut majoratul de când am terminat liceul, de când m-am dus la București, am scăpat de părinți și am ajuns în libertate fără să mai fiu controlat și monitorizat de părinți și luându-mi așa viața în ordine fiecare an care a trecut, 19, 20, 21, 22, am ajuns la concluzia că sunt mândru de mine și de viața mea și de ceea ce am realizat în anii ăștia și că mi-am înfruntat fricile și că am făcut progrese și nu m-am mai temut așa mult A, că ajung la 30 de ani îmbătrânesc pentru că mi-am dat seama că fac ceva bun și constructiv cu, cu viața mea. Pot să spun că m-a ajutat pe partea de stimă de sine, de iubire de sine și de înțelegerea vieții și pe o parte meditativă pentru că este ceva, este ceva spiritual, ok, nu este ca cocaina, nu o să auzi niciodată pe nimeni să aibă revelații pe cocaină sau pe MDMA, dar pe, dar pe acid se poate pentru că durează în general între 8 și 12 ore și în timpul ăsta chiar ai timp să te gândești la lucruri și să meditezi. Nu este ca DMT-ul să dureze 10 minute și să se termine și să nu înțelegi nimic. Sau ca ciupelcile, ciupercile sunt cam așa și așa, adică durează 2-3 ore, o să facem un episod special, dar la asta când durează, când durează 8-12 ore n-are cum să nu-ți dea de gândit, tot o să te gândești la ceva în tot timpul ăsta. Haideți să vă spun câteva lucruri pe care probabil nu le știați despre timbre și cartoane, în primul și în primul rând, și asta s-ar putea să vă ajute în viață să nu nebuniți, nu fumați iarbă peste acid. Nici măcar dacă vă panicați, am văzut genul ăsta de oameni, frate, mi-am luat un nașpa de la timbre, hai să fumez un cui să mă liniștesc. Probabil vă aduceți aminte de momente în viața voastră în care ați fumat un cui fără să luați timbre și tot v-a panicat și tot v-a dat cu paranoia. Dabea de când deja aveți în voi paranoia și panică de la așa ceva, Dabea când fumați peste ca și când pui mentosane în cola explodează frica de jur împrejur. O să înțelegeți ce spuneam eu, că nu e minimala lume Disney, e casa groazei. Deci, dacă vă panicați pe așa ceva, este important să le spuneți prietenilor asta, să comunicați cu ei, să nu vă temeți că o să fiți abandonați și respingi, pentru că voi sunteți oameni inteligenți și nu luați așa ceva singuri în casă, cum am făcut eu. Așa și ei o să vă ajute pe partea aceasta. Asta unul la mână, doi la mână încercați să faceți respirații, să trageți 5 secunde aer în piept, să-l țineți acolo 5 secunde și să-l respirați 5 secunde, un fel de Wim Hof, dar fără apă rece care curge pe voi. Și să încercați să simțiți lucrurile tactile cu degetele și să vă relaxați că e doar un trip și o să treacă. De la LSD se dezvoltă toleranța în timp real. Ce înseamnă asta? Nu poți să te spargi de mai multe ori într-o zi sau mai multe zile la rând, cum poți să faci pe iarbă, pe MD, pe Cox, pe Speed, pe K și așa mai departe. Îți creezi toleranță în timp real. Dacă ai luat jumătate de timbru acum și în 5 ore mai vrei să iei jumătate, nu te mai sparge. E degeaba. E ca și când l-ai aruncat la gunoi și ar avea exact același efect ca și când l-ai aruncat la gunoi. Și dacă îți dai jumătate de timbru și mâine vrei să-ți mai dai jumate sau poi mâine sau răspoi mâine vrei să-ți mai dai jumătate de timbru, nu merge, nu te sparge, ți-ai joc de marfă. Nu e cox sau iarbă să ți-o dai în continuu 2-3 săptămâni, 5 luni din viață. În general ai nevoie de o pauză de la 10 zile la 2 săptămâni ca să înceapă din nou să-și facă efectul. Ceea ce e ok pentru că la câte ore durează într-o zi, 8, 9, 10, 12 ore, să-ți dai așa ceva în fiecare zi, e obositor, te forjează prea mult la nivel psihic. Al treilea lucru, despre, despre această invenție minunată a domnului Albert Hoffman este ceva ce te atacă din punct de vedere psihologic și dacă nu știi să mănuiești îți face rău din punct de vedere psihologic, nu fizic. Nu este ca și cocaina să-ți curgă sânge din nas când sufli nasul după o seară întreagă de utilizare. Domnul Albert Hoffman, inventatorul LSD-ului, a trăit 102 ani, ok? Deci nu te distruge fizic să faci infarct cum faci de la Cox, este vorba de uzura mentală care se întâmplă. De ce a fost interzis așa ceva? Pentru că în state, în anii 60-70, erau niște tineri care nu luau timbre, luau picături de acid direct pe limbă, se panicau atât de tare încât se aruncau de la geam. Deci cam atât de puternică poate să fie damage uh, psihologic Dacă nu știți să controlați, dacă vă dați prea mult În general eu căutam toate timbrele pe net ca să îmi dau seama cât au Alea vers cu Hoffman cu bicicleta aveau vreo 300 Alea portocalii cu California Sunshine aveau 250 Smiley Face-urile 200-150 Mai erau niște timbre negre cu Universul, alea aveau 400 Jumătate dintr-un timbru poate să fie la fel de puternic ca alt timbru întreg, deci aveți grijă la cantitatea pe care vă o dați. Undeva pe la 250 sunteți aproape în siguranță, după ce ați depășit 250 de microunități, nu prea mai sunteți în siguranță. La 400-500 de unități de micrograme nu recomand așa ceva. Nu am luat niciodată atât de multe LSD și nici nu plănesc vreodată să iau atât de mult. Never ever, merci. Alte elemente demne de menționat, când crezi că te-a lăsat, te sparge mai tare. Au trecut doar 3 ore din cele 12 de trip și deja te simți mai bine, mai liniștit, parcă te-ai mai trezit puțin. Aha, mai vorbim noi în 10 minute încă un lucru bun de menționat, nu are gust și nu are miros. De aici și zicala britanică a Ministerului Sănătății din Marea Britanie, if it's bitter, it's a spitter. Adică pe românește, dacă e amar, îl scuipi. Una dintre cele mai pregnante dovezi că e fals timbrul este faptul că are gust și e amar. Dacă se întâmplă așa ceva, e o mizerie ordinară, îl scuipi și aia e. Ultimul lucru de menționat despre, de, despre asta, nu îți taie pofta de mâncare sau setea, cum fac amfetaminele, spido, boabele și așa mai departe, dar nici nu te lasă să dormi. Dacă vrei să fumezi un cui pe acid ca să te culci, probabil n-ați înțeles punctul 1. În momentul în care au trecut 7-8 ore și vrei să fumezi un pai ca să dormi, o să te spargă din nou. Asta ca să vă fac un spoiler, să nu încercați așa ceva acasă. Ce pot eu să spun că m-a ajutat sufletește la fel de mult decât acidul a fost să citesc cărți de psihologie, să merg la psiholog să-mi rezolv traumele din copilărie, să fac ședințe de hipnoze, să fac meditații și mindfulness, să am un animal de companie, să-l petuiesc, să-l iubesc. Să dezvolt relații mai de lungă durată cu prietenii mei bazate pe încredere și pe uh, o conexiune reală, fără frica asta de respingere și de abandon. Cam astea sunt lucrurile care am simțit că m-au ajutat să evoluez din punct de vedere spiritual. Vreau să fac în final același disclaimer ca la toate clipurile de la High Life. Noi nu încurajăm consumul de droguri, încercăm să le oferim tinerilor o educație despre asta și ca să-și păsteze sănătatea și libertatea, pentru că nimeni altcineva nu o face, pentru că oamenii care poate sunt mai mari sau mai bătrâni ca mine nu vor să se asocieze cu subiectul ăsta și eu încerc să aduc o schimbare în România, chiar dacă câteodată poate mi se poate nu iese, dacă este un singur tânăr sau un singur om căruia I-am salvat viața și n-am murit și nu s-a dus la pușcărie. Eu sunt mândru de asta și apreciez. Și dacă și voi apreciați clipurile de la High Life, îmi doresc foarte mult să strâng o comunitate, să ne adunăm cu toții pe, pe Instagram, să fim împreună acolo, să mai discutăm. O să mai fac story-uri în care întreb lucruri și puteți să-mi dați un follow acolo. Găsiți linkul cu Instagram-ul meu în descrierea de pe YouTube a clipului cu Happy Fish și dacă doriți să susțineți proiectul, pentru că din păcate nimeni altcineva nu îl susține, mi-ar plăcea să vină Kaufland sau cineva să-mi dea mii de euro pentru asta, dar nu se întâmplă, de asta nici nu se asociază lumea așa de mult să nu strice imaginea. Dacă doriți să susțineți proiectul acesta, o puteți face și pe Patreon, Găsiți patronul meu în link pe YouTube și pe linkul de la profilul meu de Instagram. O să postez acolo conținut în exclusivitate care se găsește doar acolo, conținut în premieră, înainte să fie difuzat pe YouTube, întrebări, mite în grituri și ce mai doriți voi de la mine ca să susțineți proiectul. Ăsta a fost episodul despre LSD. Mi-a plăcut foarte mult să pot să filmez asta și să pot să împărtășesc cu voi toate lucrurile astea poate o să fac și un episod de podcast sau partea a doua. Mi-a plăcut mult să aveți o seară bună în continuare. Eu sunt Vlad Bilț, ăsta e High Life, salutări tuturor!